Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Și după care se calculează ratele la dobânzile noastre, a fost calculat de băncile comerciale peste dobânda cheie a Băncii Naționale și, mă rog, guvernatorul a dat de înțeles că asta nu e în regulă. A existat un efect sau poate o coincidență, dar toată lumea spune că este un efect al declarației sale, pentru că a doua zi indicele în funcție de care se calculează costul creditelor, dobânda asta variabilă, a avut cea mai mare scădere din ultimele 20 de luni, de la 8,14 pe an la 8,6. Nu cred că e o coincidență. E greu să cred. Nu știu cum funcționează, adică să fie de la o zi la alta, e... Na. Au supra-reacționat, așa a spus Grisărescu despre... Înainte de scădere, da, au spus că au supra-reacționat. În același timp, pot să spunem că, trebuie să spunem că multe rate sunt dublate deja. Și perspectiva pe care ne-a lăsat-o domnul Isărescu în față e un pic contradictorie, pentru că în această conferință lungă de presă au existat două momente. Unul în care spune că inflația, adică valul ăsta de creșteri, se temperează, dar spune la un moment dat că va fi și mai rău. Adică... Da, nu mai știi la ce să gândești. Nu mai știi la ce să alegi din aceste două declarații. Totuși, în dimineața asta, l-am sunat pe profesorul de economie, Cristian Păun, pe care îl știți de la emisiunile România în direct. Domnule profesor, bună dimineața! Haideți să vedem un pic. Deci că aici am rămas nelămuriți. Va fi mai rău sau se temperează valul ăsta? La care declarațiile astea să ne oprim? Haideți să o lămurim în primul rând ce conține dobânda aceasta și de ce dobânda crește sau scade prin prisma componentelor sale. Pentru că, până la urmă, dobânda este un preț, un preț al capitalului și ea include în ea niște elemente. E foarte simplu. Cartea de economie spune foarte simplu că în dobândă găsește acolo, cum ar veni, un fel de primă pentru cel care economisește, ca economisirea e plăcut. Nu vine la pachet economisirea cu plăcere, pentru că înseamnă să sacrifici consumul, să nu consumi. Ori tu nu faci asta gratuit când economisești, vrei să primești ceva pentru această neplăcere. Și asta este prima componentă din dobândă. O a doua componentă din dobândă, foarte importantă, este așa numită primă de inflație. Adică tu când dai banii aia pe care i-ai economisit cu un promoț, fie că îi duci la bancă pentru un depozit, fie că banca îi dă altcuiva cu credit pentru ceva, banii trebuie returnați înapoi cu aceeași putere de cumpărare. Adică, întotdeauna în dobândă vom găsi inflația. Tot în dobândă găsim așa numită primă de risc. Cu alte cuvinte, când dai banii cu un promoț cuiva, tu îi dai pentru viitor. Și acel viitor este întotdeauna incert. Și tu când îi împrumuți, ții cont de acest lucru și dobânda este cu atât mai mare cu cât riscul celui pe care îl împrumuți este mai mare. Mai contează mai nou și țara din care provine sau unde acționează, unde trăiește cel care ia bani împrumuți de la cineva. Și apare așa un risc sistemic de țară unde din nou apare o primă care mai nou e separată de prima de risc aferentă debitorului, cel care va fi împrumutat. De ce e necesar calculul ăsta? Adică ce sugerați dumneavoastră? Că dublarea asta a ratelor e firească? Adică e în regulă? Exact. Văd tot felul de oameni exprimându-se în spațiu public, spunând, dobânda în România e mai mare ca în Uniunea Europeană, ca în Portugalia, ca în Spania. Păi sigur că e mai mare, pentru că inflația e dublu față de zona euro, riscul de țară în România e dublu față de zona euro și așa mai departe. Că atâta timp cât aceste lucruri în România stau mai prost decât în altă parte, dobânzile vor fi mai mari decât în altă parte. Atâta timp cât aceste lucruri cresc mai abitir la noi decât la alții, dobânda va crește mai abitir decât la alții. Cu alte cuvinte, înțelegerea dinamice acestei dobânzi presupune să înțelegi cum evoluează în viitorul, pe termen scurt, pe termen lung, în viitor, aceste elemente din dobândă. Hai să facem prognoză atunci.
Deci pe robor ce estimați? Că o să crească? Păi din punctul meu de vedere, întâi să înțelegem ce e roborul. Roborul, ca și RCC-ul, sunt niște medii, niște valori medii ale unor dobânzi interbancare. Adică băncile, atunci când dau bani cu împrumut altora, mie, dumneavoastră, au două surse de capital. Odată, depozitele noastre, ale altora sau ale noastre, dar când li se termină aceste depozite, fie se împrumută de la alte bănci pe termen scurt, fie se împrumută de la banca centrală cu acea dobândă de referință a băncii centrale, care a crescut. Dobânda dintre bănci, când se împrumută între ele, formează roborul, formează IRCC-ul, care sunt medii folosite pentru a calcula dobânda variabilă cu care tu te împrumuți de la bancă. Ea se calculează dobândă variabilă plus acest robor sau IRCC plus prima de risca ta ca debitor când te împrumuți. Și prognoza care e? Adică dați-ne așa o idee. După calculul ăsta, unde? Să duc în sus sau în jos? Cât e inflația în momentul acesta? 15%. 15% și. Da. Are șanse ca această inflație să fie mai mare în lunile care vor veni? N-am înțeles de la domnul Isărescu. Există, da, teoretic există șansa să fie mai mare, deși n-am înțeles de la domnul Isărescu dacă zice în sus sau în jos. Păi, atunci, bun, n-am înțeles de la domnul Isărescu, că a fost destul de criptic. Haideți atunci să ne uităm la contextul actual al României. Avem deficit excesiv pe care nu îl temperăm? Da. Avem. Asta înseamnă că statul, pentru miliarde de euro bune, intră în piață și se împrumută, luând bani de acolo, cot la cot cu companiile și cu persoanele fizice. Bun, deci estimarea dumneavoastră este... Da, deci estimarea dumneavoastră este că aceste dobânzi vor să mai crească. Da, pentru că avem și inflația acolo, care nu rămâne la 15%, dacă ne uităm la prețurile de producție, acest lucru și al prețurilor de producție, știm cu toții și ne îngrijorăm și vedem că este de 3 ori mai mare decât inflația. Deci astăzi, lunile astea din trecut, 2-3 luni din trecut, plus ce o să urmeze, totul se produce cu costuri de 2-3 ori mai mari. 50% inflația aia. Vă dați seama că asta inflația în tot încet se va duce către prețurile de consum, prețurile finale. Ok. Un ultim lucru vă întreb, mai avem 30 de secunde. Da. Dacă ați fi în locul celor care ne ascultă cu această prognoză că robor s-ar putea să mai crească, ați trece pe celălalt indicator? În primul rând, nu m-aș mai împrumuta. Aș sista orice consum de credit din acest moment. Asta ok. Cel puțin o perioadă. Asta e ok, dar pentru cine are rate în plată? Pentru cine are rate în plată, aș încerca, dacă se poate, cu familia, cu prietenii, să rambursez cât pot de mult din acel împrumut, dacă e un împrumut de consum. Adică dacă e un împrumut de valoare mai mică, iar dacă este vorba de un împrumut pe termen lung, un credit ipotecar, aș încerca o trecere pe dobândă fixă în loc de dobândă variabilă pentru a scăpa de IRCC și robor. Asta ar fi, să zic, sugestiile în acest moment. Deci orice credit de consum scăpat, orice credit de consum acumulat în trecut de valoare ceva mai mică, l-aș plăti cu ajutorul familiei, prietenilor care nu o să-mi ceară dobândă și pentru creditele pe termen lung aș trece pe dobândă fixă. Mulțumim tare mult, Cristian Păun, este profesor de economie la AS. Asta e concluzia. Problema e că și dobânzile astea fixe au crescut, adică nu te mai poți... rată fixă, da. La, rată la dobândă fixă, da. Asta spuneam că și oferta băncilor e în cont pentru refinanțare, da. Și RCC-ul, da. Probabil că ți-au, da. Una e să plătești, să ai o previziune cât stabilești rata la 10, 15, exact. 20 de ani și știi treaba asta. Avantajul. Chit că o plătești pe un termen mai lung decât să știi că în perioada următoare te duci în... Doamne, da, frește, eu aș vrea să ajungem și noi la momentul în care să nu mai spunem despre România că e o țară nesigură și asta îmi doresc așa din mai multe puncte de vedere, pentru că uneori impresia e că la alții se întâmplă chestii mai grave decât în România și au economii mai slăbuțe, dar piața nu reacționează așa cu fluctuații la... E doar o impresie așa de pe margine.
Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.